Sunt protestatarii de la aparatul Parlamentului adunați acum în fața guvernului. Suntem în legătură telefonică directă cu sociologul Vladimir Ionaș. Bună ziua! Bună ziua! Ce s-a întâmplat astăzi la Parlament? E posibil să aibă reverberații așa chiar în 2022? Nu cred că atât timp cât autoritățile vor ști să trateze cu responsabilitate acest caz, atât timp cât nu îi se va acorda, evenimentelor de astăzi nu îi se va acorda atenție sporită, atenție pe care, de exemplu, nu o merită, nu cred că va avea repercursiuni. Tocmai dacă autoritățile, instituțiile, jandarmeria, poliția ar fi avut o intervenție în forță împotriva protestatarilor, abia atunci puteam vorbi de un rezultat pe care îl vedeam abia pe câteva ani, pentru că i-ar fi victimizat organizatorii acestui protest, în special cu domnul Simion și Aur. Din punctul meu de vedere, nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun. Chiar mi se pare că am ajuns în punctul în care copiem ce se întâmplă în alte țări. Aducem aminte ce s-a întâmplat în ianuarie în Statele Unite la Capitoliu. Nu cred că ar trebui să dăm foarte multă atenție. A fost o minoritate, un număr chiar mic, nu a fost ceva extraordinar. Deci, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să reprezinte ceva extraordinar de important. Credeți că la anul, discutându-se poate probabil despre o nouă creștere a numărului de cazuri, să vedem niște proteste mai ample? Pentru că, da, dumneavoastră spuneați foarte corect ceva mai devreme că față de alte țări, în România au fost niște mișcări minore, da, de ca număr de participanți. Da, dacă putem să ne referim strict la asta, da, vă rog. Depinde dacă autoritățile vor lua măsuri mai dure referitoare la lockdown, certificat verde și așa mai departe. Momentan oamenii, marea masă a oamenilor, are cu totul alte priorități. Oamenii așteaptă sărbătorile de iarnă, se uită la cu totul alte probleme, cum ar fi cele financiare, economice și așa mai departe, decât la problemele acestea cu COVID-ul și de restricțiile. Ce-i drept? Vin sărbătorile și cu siguranță inclusiv protestatarii sunt interesați de acest subiect. Mulțumesc foarte mult!